Câinele este prietenul omului, dar omul, astfel se numește evenimentul ce a strâns o sală plină de copii veniți prin raioanele Republicii, special pentru a admira frumusețea câinilor de rasă. Toate au avut ca scop sensibilizarea opiniei publice cu privire la animalele fără adăpost. La eveniment au fost invitați în special copii din familii social vulnerabile și copii cu dizabilități. Aceștia au admirat show-ul câinilor bine pregătiți, au asistat la un concert, ba chiar au fost învățați cum să deosebească o rasă de alta și cum să se comporte cu aceștia. Нравится собаки, я их очень люблю и вообще всех животных люблю. Нас пригласили по школы, и мы здесь собрались и там купили то, что можно, еду, корм, разные игрушки и так далее. Мне очень нравится и всем детям, наверное, нравится. Я всегда любила собак, я любила их с детства. Собаки – это то, что я очень люблю и самое любимое мое животное. Я без собак жить не могу. Собаки очень хорошие, прекрасные. Я не видел таких пород, которые говорили, но некоторые я знаю, да. Очень хорошие собаки, дрессированные, и музыка и выступления очень хорошие. Potrivit Asociației Obștești Alga pentru Protecția Animalelor și Uniunea Chinologică din Moldova, un astfel de eveniment este organizat pentru prima dată. Pe lângă scopul educativ al manifestației, acesta a avut și unul caritabil. Noi am pregătit o acțiune educativă, adică nu e un concert, e o acțiune educativă. Vreau să arătăm raportul dintre oameni și câini. Și sigur că la noi s-a pornit, nu știu cum, educația într-o altă măsură, altfel, că câinii sunt agresivi, că câinii sunt așa, că sunt așa. Și sigur că la noi e la un nivel foarte jos cultura față de comportul cu animale. Такие мероприятия очень нужны в нашей республике. Очень важно буквально с молодости прививать детям чувство любви к животным, нашим братьям меньшим, и воспитывать в наших детях чувство любви, патриотизма, любви к родному краю. Menționăm că copiilor li s-a oferit câte o invitație la expoziția internațională și națională de câini din Moldova, care se va desfășura în perioada 13-14 aprilie la manejul de atletică ușoară.